Doctorul Mircea Artean și-a dat demisia din funcția de președinte al Organizației Municipale PNL Hunedoara și în același timp a renunțat și la postul de vicepreședinte al Organizației Județene. Artean a declarat pentru Hunedoara TV că la baza deciziei au stat doar motive personale. Artean nu renunță însă la poziția de consilier local și nici nu vrea să se retragă din politică, deci va rămâne simplu membru PNL. Liderul liberalilor Hunedoren, Mircea Ioan Moloț, declară la rândul său că va numi un președinte interimar la Organizația Municipală PNL Hunedoara și cel târziu în luna ianuarie 2014 se vor organiza alegeri pentru numirea unui nou președinte. Inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Hunedoara au efectuat un număr de 14 controle la Complexul Energetic Hunedoara pe linia securității și sănătății în muncă. În cadrul acțiunilor au fost verificate electrocentrale Paroșeni, electrocentrale Deva, exploatările miniere Paroșeni, Lupeni, Lonia, Vulcan și exploatarea și prepararea cărbunelui Valea Giului Vulcan. În urma controlelor au fost semnalate 24 de nereguli, printre care protejarea necorespunzătoare a cablurilor electrice neînchiderea carcaselor, deteriorarea izolațiilor la părțile active ale instalațiilor, menținerea echipamentelor electrice la un nivel necorespunzător prin fixarea capacelor acestora sau fixarea defectuoasă a cablurilor în introducătoare. Inspectorii de muncă au aplicat 18 avertismente și o amendă contravențională în valoare de 10.000 de lei. Parlamentul European a votat extinderea cu un an a perioadei în care România poate cheltui banii europeni alocați pentru anii 2011-2012. Potrivit avocat net, fondurile europene alocate pentru anul 2011 pot fi cheltuite până la data de 31 decembrie 2014, iar cele alocate pentru anul 2012 vor putea fi cheltuite până în ultima zi a anului 2015. În același timp trebuie menționat faptul că termenul final pentru cheltuirea fondurilor europene alocate în actuala perioadă de programare rămâne neschimbat, adică până la data de 31 decembrie 2015. Datele au fost publicate de către Ministerul Fondurilor Europene, iar ministrul Eugen Teodorovici a declarat că datorită acestei decizii, România va rămâne cu fondurile în valoare de 2 miliarde de euro.